Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață în localitatea Leorda din județul Botoșani. Un tir care a vrut să traverseze o cale ferată nefuncțională a fost lovit în plin de un automotor cu muncitori. Din câte se pare, automotorul implicat în accident ar fi fost folosit pentru curățarea liniei ferate care urma să fie repusă în funcțiune pentru trenurile de marfă care circulă pe ruta ucraina drohoi Din fericire, în urma impactului au rezultat doar pagube materiale, însemnate nefiind înregistrate victime.